S-au luat fetele în această dimineață la ceartă din cauza hainelor. Li se aduc ținute pentru gală. Diana avea o supărare, spunea că ea niciodată nu reușește să-și ia decât ținută pentru gală, însă celelalte fete din ținutele care li se aduc își aleg haine și pentru a se îmbrăca cu ele în cursul săptămânii în live-uri. Spunea Diana că ea nu apucă niciodată și ea doar o rochiță pentru gală și restul și-au câte 3-4-5 ținute. Tess îi zicea că ea nu face acest lucru și Diana i-a răspuns că nu vorbeam despre tine. Tess i-a zis, păi atunci vorbește cu subiect și predica, spune exact la cine te referi. Diana i-a spus că Alexia și-a luat săptămâna aceasta a trei schimburi. O întreba Diana pe tes, asta vrea să auzi că Alexia și-a luat trei schimburi. te spunea că de fapt și ea a fost deranjată că Alexia și-a luat atâtea schimburi. Și Diana i-a răspuns, păi, și atunci vrei să mă faci pe mine să vorbesc, să spun că Alexia și-a luat trei schimburi, când de fapt și pe tine te-a deranjat tot ea s-au tot contrat așa și celelalte fete le întrebau ce aveți măi, fetelor. Diana spunea că Tess este nervoasă și vrea să o facă și pe ea nervoasă. A fost așa o discuție din nimic. De fapt, nu era chiar din nimic pentru că spunea Diana că au o problemă cu uscătorul de rufe nu li se mai usucă rufele pentru că este stricat și pe acele stendere stau câte două, trei zile, miros urât, nu pot băga altele la spălat și zicea Diana că ea are jumătate din haine ude și jumătate nespălate și cam acesta a fost motivul pentru care își dorea și ea azi să-și aleagă câteva ținute, nu numai o rochie pentru gal